Îl binecuvântăm pe Dumnezeu și îmi face deosebită plăcere pentru prima dată în viața ta, dragă Cristina, să te salut. Aleasă, doamnă Cristina Grigoraș. Domnul să te binecuvinteze. De astăzi înainte, mulți îți vor zice doamna Cristina, dar nu vei uita niciodată cine ți-a zis pentru prima dată doamna Cristina. Dragilor, este o foarte mare onoare. Mă gândesc la dumneavoastră, sora Sabina, fratele Ghiță, în contextul în care e atât de greu să crești un copil astăzi, cu atât mai mult să crești o fată și să o crești atât de bine încât să poată sta pe scaunul de onoare. Dragi domnișoare din Casa Domnului, vreau să priviți cu speranță spre Cristina și spre Daniel și dragi băieți. Iată că se poate să fii credincios și astăzi, iată că se poate să rămâi fidel lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze și să vă ajute pe toți. Faptul că Cristina a crescut într-o familie atât de minunată, în familia fratelui Pastor Ghiță Mocanu, probabil mergând în toată lumea asta, numai eu de câte ori ne-am întâlnit și unde ne-am mai întâlnit și unde am mai auzit și unde am mai văzut filmări, Probabil că în rugăciunile dumneavoastră, frate păstor, spuneați la un moment dat, Doamne, am o casă de copii și eu plec în slujba Ta. Ce va fi cu copiii aceștia? Doamne, eu plec, dar poartă Tu de grijă. Vreau să vă asigur că Dumnezeu le-a purtat de grijă. Personal, familiei Mocanu datorez mari mulțumiri, dar datorită lor eu sunt predicator astăzi. Nu știu dacă Cristina sau altă soră de-a ei, erau mici oricum toate, mici, 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 atât așa, un pic, cam atât. Lucram împreună cu grupul bărbătesc din Agrișul Mare, la dânsii acasă, atunci se lucra la casă, și cântam. Eram în dubii ce să fac, să mă fac cântăreț sau predicat. Și Dumnezeu mi-a dat revelația revelațiilor. În timp ce cântam acolo și eu, în timp ce lucram, una dintre ele, nu știu dacă e Cristina, dacă ei fac o cinste, a venit la un moment dat și a zis, tu să nu mai cânți. Și am zis, dar, soruță, dar de ce să nu mai cânți? Tu nu te auzi cum cânți. Eu mă auzeam cum cânt. Dar am vrut să văd părerea ei. Dar cum cânt? Groaznic! Dragilor, am zis, mă, Puiuțul ăsta m-a enervat la început, nici nu eram așa pocăit atunci, și m-am dus acasă, m-am gândit, am analizat, am mai cântat. Baiul meu era că eu cântam în general în baie și acolo e rezonanța bună. Dar, afară, adevărul că atunci când am cântat pe câmp, e foarte adevărat că răsuna urât rău de tot. Și atunci am zis, Doamne, ajută-mă îmi este suficientă recitarea și predicarea și cântarea dă -o celora pe care i-ai înzestrat prin naștere cu darul acesta, cum e orchestra asta minunată. Eu v-aș fi ascultat ore în șir, credeți-mă, și cântați foarte bine. La câtă muzică știu eu, cred că cântați foarte bine. Dragilor, ne-am adunat în jurul cuvântului lui Dumnezeu și aș vrea să vedem dincolo de ceremonie, dincolo de sărbătoare, dincolo de toate aceste lucruri să vedem care-i voia lui Dumnezeu, ce mesaj vrea să transmită Dumnezeu sufletului tău, ce mesaj vrea să transmită Dumnezeu sufletului meu, familiei mele, părinților socrii, surorilor soacre, să vedem care este voia lui Dumnezeu și vreau de la început să vă spun că voi vorbi despre trei teze ale căsătoriei biblice, universal valabile, iar în final voi puncta trei principii care stau la baza familiei și care trebuie respectate în viața de familie. Poate că, nu știu, m-aș și bucurat să stau cu fața la ei, să las impresia că stau de vorbă cu ei, și Dar să mă auziți dumneavoastră, dar e mai bine așa, eu acum vorbesc cu dumneavoastră, ei mă vor vedea probabil pe filmare încolo peste 5-6 luni de zile, când, când nu vor avea ce face și vor mai asculta și mesajele acestea. Teza numărul 1 a familiei este următoarea, familia este inițiativa lui Dumnezeu, amin. Dragilor, oricât de mult am evoluat. Oricât de mult ne-am emancipat, vreau să înțeleagă toată suflarea, să înțeleagă tot poporul. Familia, căsătoria este inițiativa lui Dumnezeu. De aceea, vreau să știți că familia nu poate fi stricată de oameni, nu poate fi despărțită de oameni. A zis Domnul Isus Hristos, așa, ce-a împreunat Dumnezeu, omul, să nu despartă. Eram pe șantier și vine un cetățean din arad la mine și zice, domnul pastor, sunteți da, vă caut de multă vreme. Am mai venit și în alte zile, doar că nu păstorii trebuie să stea pe șantier, managerii și construcții, constructorii. Păstorii trebuie să facă pastorați. Dar mă mai duceam și eu ca să mă rog pentru ei. Și vine la mine și zice, am venit să mă divorțez. Am zis. Îndrăzneală mare trebuie să ai Dar nu m-am întâlnit niciodată cu situația De altfel, cam toate situațiile mă surprind Că am o vârstă destul de fragedă Și mă dezavantajează puțin în slujire viața mea nevârstnică Și am zis, greu lucru în cer N-am mai făcut asta până acum Și nici nu cred că voi face vreodată, am zis eu lui Și în timp ce vorbea acolo ceva Mi-a argumentat că el trebuie să se despartă de soția lui și uh, mi-a venit o revelație în timp ce el vorbea, am zis, prietene, stai că uh, iată de ce nu pot. Căsătoria este oficiată de o autoritate a statului român. Un ofițer de stare civilă își ia banda aia ca Alexandru Iancuza și face căsătoria pastorii doar cer binecuvântarea lui Dumnezeu peste căsătoria inițiată de statul român. Prin urmare, dragul meu, eu nu pot să divorțez, dar pot să spun un lucru. Du-te acasă, bagă-ți mințile în cap, pocăiește-te în sac și cenușă și lasă duhul de preacurvie care a venit peste mintea ta deoparte, punând ochii pe altcineva și am început să-i spun câteva lucruri care probabil că erau profetice că s-a mâniat foarte tare pe mine, s-a întors și a plecat. Dragilor, inițiativa, căsătoria este inițiativa lui Dumnezeu. Vreți să știți că am avut și caz oameni serioși, pocăiți, care au venit și au spus, frate, uite, nu mai vreau să stau cu el, nu mai vreau să stau cu ea, nu vreau nici să divorțez, că nu mă lasă Biblia, dar vreau să iau cina și să slujesc. Eu să stau într-un apartament cu chirie, el să stea și să-și vadă de treaba lui. Îmi accepti? Am zis, nu. Te accept doar după ce vei sta sub disciplină 120 de ani. După aia voi, vei putea să iei cina. A, pe păi asta e imposibil. Atunci voi vorbim peste 120 de ani sau repară familia. Frați și surori, oamenii lui Dumnezeu, asta nu este o părere al unui simbotezat. Asta nu este doar o ideologie. Asta este o teză biblică. Familia este întocmită de Dumnezeu. Domnul Dumnezeu i-a făcut o injecție un somnifer lui Adam. De altfel nu avea nicio șansă să se însoare. Numai dacă la dormea putea să se întâmple ceva și în felul acesta s-a îndurat Domnul și de el și s-a căsătorit. Daniele a venit într-o zi și peste tine un somn și te-ai trezit Zice, la un moment dat vine el la ea și îi spune: auzi, am avut un vis azi noapte. Păi, și ce ai visat? Păi am visat că eram undeva într-un parc și eu m-am pus într-un genunchi și te-am cerut de nevastă și nu știu ce înseamnă visul ăsta. Și îi spunea: Prietene, tu crezi că gândești mai bine când dormi decât când, când, când ești trează. Fă ceea ce ai visat, e de la Domnul. Dragilor, dragi băieți adormiți, treziți-vă până nu e prea târziu. Treziți-vă până nu e prea târziu. Domnul Dumnezeu a zis: "Nu este bine ca omul să fie singur." Asta este teza biblică a familiei. Domnul Dumnezeu a zis: "Lasă, frate, că e mai bine așa." E părerea ta, dar teza spune altceva, că nu e bine să fii singur. Și zice Domnul Dumnezeu: "Am să-i fac eu." Dumnezeu a inițiat un ajutor potrivit, fiți atenți, pentru el, nu pentru neamuri. Dragă Daniel și dragă Cristina, voi v-ați căsătorit voi. Eu m-am căsătorit cu soția de care m-am îndrăgostit eu. Ce mă interesează pe mine ce spun neamurile? Ce vă interesează pe dumneavoastră, zice când s-a născut Ioan Botezătorul, rudele, rubedeniile, zice traducerea vechea, veni și spunea, a, păi ce nume e ăsta, domnule, că nimeni în neamul tău n-are. Dar ce te interesează pe tine ce nume pune familia aia? Dar da, da, serios acum, da' e treaba ta, da' pune numele la copiii tăi cum vrei. Și lasă tinerii să-și pună nume cum vor ei. E foarte important să înțelegem lucrul acesta, dragilor poate ideologia de gen, filozofia LGBTQ și poate să pună oricâte lucruri acolo, oricâte litere, să ne convingă pe noi că există și o alt fel de familie, un fel de ai family, un fel de uh, o familie inteligentă, postmodernă, că e parteneriat civil, că e altceva, vreau să vă spun că nu corespunde tezei biblice a familiei. Domnul Dumnezeu a lăsat Plus și minus, a lăsat nul și fază, a lăsat negativ și pozitiv, a lăsat bărbat și femeie. Crede Biserica Elim, conform acestei, acestei teze, că singura familie normală de pe fața pământului este familia alcătuită dintre un bărbat și o femeie? Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nimeni nu va putea niciodată să scoată din inima noastră și din mintea noastră lucrul acesta și anume că familia este binecuvântată între un bărbat și o femeie. Teza numărul 2 este următoarea. Ajutorul dat de Dumnezeu. Aici, Daniel, tu să fii atent. Eu îți vorbesc acum din spate, dar tu să fii atent. Ajutorul dat de Dumnezeu este potrivit pentru tine. Este potrivit. Femeia este un ajutor potrivit. Nu împotrivit, ci potrivit. Potrivit pentru el. E specific lucrul acesta. Vreau să știți că voi trebuie să, trebuie să vă înțelegeți. Voi trebuie să vă potriviți. S-a găsit potrivit Duhului Sfânt și nouă. Vreau să înțelegi un lucru, dragă Cristina, până astăzi ai ascultat raportarea ta la autoritate, la absolutul autorității, era mama și tata. De astăzi înainte, mama și tata trec pe partea secundară. De astăzi înainte, ai un ajutor potrivit, ai un bărbat potrivit și va trebui să asculți de el. Rețineți un lucru, că ascultarea de părinți, zice copii, ascultați în Domnul de părinții voștri. Că ce este drept? Este un drept constituțional al împărăției lui Dumnezeu. Încălcarea acestui drept constituie infracțiune și se pedepsește definitiv și irrevocabil cu nefericirea pe viață. Dar și, și ascultarea de părinți ține până în ziua anunții. În ziua anunții a încetat ascultarea de părinți în mod absolut poate fi opțional, secundar, ca o terță părere, dar părerea principală este cea a soției mele și a soțului în ceea ce înseamnă soția. Dragilor, știți că aici este o mare greșeală a părinților în mod special și anume, nu uitați că e copilul dumneavoastră și va rămâne până la capăt, dar are 44 de ani, totuși. Mă, pruncule, eu sunt mama ta. Da, mamă, tu ești mama mea, dar eu am doamna mea. Te ascult, îți mulțumesc pentru sfat, cu eleganță. Nu trebuie să fim obraznici, nu trebuie să fim uh, aroganți să vedeți, vezi, Doamne, că eu acum sunt mai, mai înalt decât taică meu. Sunt mai înalt, nu înseamnă că sunt mai mare sau mai deștept. Și acum eu fac regulile. Îmi spune tata un lucru, analizez, mă duc și mă consult cu soția mea, iubita, tu cum vezi lucrurile? Și atunci decid în funcție de cum noi hotărâm. Domnul Dumnezeu a făcut ajutorul potrivit. Dar cum se face că dumneavoastră cei care sunteți în sală, unii dintre dumneavoastră, vă tot amenințați cu divorțul? Că mai des se pronunța numele divorț decât binecuvântare și unitate și rugăciune și post. De ce? Nu ne potrivim, frate. Este cea mai stupidă, știu eu, motivație a dreptului stâng. Stâng și strâng din Constituție și din, 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 legile acestea. Nepotrivire de caracter. Serios acum. Dragii mei, sunt 8 miliarde de oameni pe pământul acesta. 4 miliarde de femei, 4 miliarde de bărbați. Din, 4 miliarde, din astea 4 miliarde de femei, probabil că un miliard sunt copii. Rămân 3 miliarde. Un miliard și jumătate sunt căsătorite. Rămâne un miliard și jumătate dintr-un miliard și jumătate de femei, am stat un sfert de sută de ani, 25 de ani, 24 jumate, și m-am decis în dreptul uneia. Ea este ajutorul potrivit pentru mine. Cum adică mă să treacă 5 ani de zile, 10 ani de zile și nu ne potrivim? Păi da, așa amețit ai fost în ziua anunții, adică în, în ziua alegerii, adică, adică înseamnă că tu ești ești un om nestatornic și nehotărât în toate căile tale. Fetelor, să nu vă cumva să vă măritați cu un astfel de om. El se răzgândește imediat, că îl înțapă în partea dreaptă, că îl ipi în urechea stângă și el nu se mai însoară, nu se mai căsătorește. dă drumul să stea și să se ducă, decât să zică asta după cinci ani de căsătorie. Ajutorul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru mine, este potrivit pentru mine. Pot să spună neamurile orice, este potrivit pentru mine. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. De aceea, dragilor, domnișoare și domnișori, colaborarea cu Dumnezeu în faza zero, în enfază, de a familiilor este necesară obligatorie. De ce? Pentru că Dumnezeu este o formă de predestinare, să zicem, dar la un moment dat, Dumnezeu eu cred că a pregătit-o pe soția mea înainte să mă nasc eu. Dar într-o zi a adus-o în fața mea și eu am ales-o. Am zis, da, vreau să fie soția mea. De ce e important să colaborăm cu Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu a făcut un ajutor potrivit pentru Adam și l-a adus la Adam și uh, probabil că ești. Și aud fete, aud băieți care spun, a, tinerii de astăzi, a, nu se mai poate, dragilor. Dacă nu există un băiat potrivit pentru tine, dragă domnișoară, îl inventează Dumnezeu. Dar vreau să spun un lucru. Când se termină băieții cinstiți de pe pământ și fetele cinstite, vine sfârșitul lumii. Noi aveam trei băieți, Sem, Ham și Afet. Pe toată planeta erau doar trei fete cinstite. Și Dumnezeu le-a adus nuror la noi. Și a zis Dumnezeu, nu mai sunt băieți cinstiți și fete cinstite pe pământ. Gata noi. Intră în corabie cu tot ce ai sfânt și prăpădezi totul. Dragilor, din câte îmi dau o seama, n-a fost sfârșitul lumii. Că dacă era, erați doar jumătate aici, conform pildei celor 10 fecioare. Jumătate erați în cer. Doamne ajută să fim toți. <laughs> V-am pus un pic pe gânduri. N-ar fi rău să vă puneți întrebarea ca apostolii, Doamne, oare eu unde eram? Oare unde aș fi fost dacă venea azi noapte? Dacă n-a venit sfârșitul lumii, înseamnă că mai sunt fete serioase și mai sunt băieți serioși. Teza numărul 3, Dumnezeu ți-a dat partenerul acesta și trebuie, dacă vrei să fii fericit, să fii recunoscător. Să fii mulțumitor. Mulțumirea este o teză. Este scrisă în legile bunului simț. De ce? Zice la un moment dat, Adam, iată, în sfârșit, aceea, pe aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea, pe aceea, nu zice pe una dintre ele. Monogamie, așa. A, a, a lăsat Dumnezeu pe pământul acesta. Os din oasele mele și carne din carnea ta. Zice, știți că în limba ebraică termenul pentru bărbat este ish. Ish înseamnă bărbat. Iar un a la final este forma uh, feminină. Isha înseamnă femeie. Uh, știți cum s-a ajuns la substantivul acesta de isha? Din uh, exclamația lui Adam. Când a văzut-o, a zis, Iș, a, ia, uh, da, ia, se va, de, îi tremura deja vocea, îi tremurau toate, va fi femeie, că a fost, la, dar era deja blocat, era paralizat cu totul. Dăi un nume uh, soției tale, dă un nume soțului tău. Dragi bărbați, vă plângeți, vă milogiți că soția nu vă mai vorbește frumos. Probabil că aveți dreptate. Și eu vă plâng de milă. Dar am o întrebare. Dumneavoastră, cum vorbiți cu soția? Viceversa. Dragi surori, vă plângeți și vă milogiți și vă tânguiți că bărbații nu vă mai respectă și nu vă mai iubesc și vă vorbesc urât. Dar dumneavoastră, cum vorbiți cu, cu, cu dânșii? Uitați-vă ce spune Cântarea Cântărilor, capitolul 2. Zice așa, el ca un crin în mijlocul spinilor, așa este iubita mea între fete. Dragă Daniel, oricât de frumoase ar fi fetele pe care le vezi de astăzi înainte, sunt niște spini. Trandafiri, măceșe. Cristina e crinul tău. Oamenii lui Dumnezeu. La așa vorbă, așa replică. Zice ea, ca un măr între copacii pădurii. Așa este prea iubitul meu, extraordinar. Da, dragilor, că femeia are un exces de afecțiune, de afectivitate. Ea iubește de ce spune Pavel, bărbaților, iubiți-vă nevestele. Și neveste nu-i spune că nevasta oricum iubește, e plină de iubire. Că îi mai spun câteodată, mai lasă să -și, și facă și singur ceaiul. Dar lasă-l că e mic. E mic, tare, are 42 de kilograme. mic Prea iubitul meu, așa este prea iubitul meu. Dacă Cristina, noi toți ăștia suntem niște plopi. Zice așa, ca un măr între copaci, copaci suntem. Așa este prea iubitul meu între băieți. Bă, dacă mai pune între niște vârstnici, m-ar vedea așa. Dar asta este uh, frumusețea iubirii. Să l vezi așa între voinici, între soldați, între băieți frumoși, să l vezi pe el cel mai frumos. Între femei frumoase să vezi pe ea cea mai frumoasă, dragilor. Dacă așa vom vorbi între noi, așa vom primi răspunsul. De aceea îl rog pe Dumnezeu să ne binecuvinteze să ne vorbim frumos. Trei teze. Familia este inițiativa lui Dumnezeu. Doi, ajutorul pe care mi l-a dat Dumnezeu e potrivit pentru mine și eu sunt potrivit pentru ea și trei. Sunt obligat, amintea fratele Dan aici, spunea că doar unul s-a întors. Mulțumirea este în legile firii dumnezeiești, în legile bunului simț și ale manierelor. Acum voi puncta trei principii și apoi închei. Primul principiu al familiei este principiul lăsării. Nu de lăsării. Asta nu-i bun. Principiul lăsării. De aceea va lăsa bărbatul, omul, bărbatul, iși pe tatăl său și pe mama sa. Îi va lăsa. Și vor fi fericiți dacă și numai dacă apelăm la Pitagora și părinții îi vor lăsa în pace. Amin? lăsați în pace, dragilor. Fără principiul lăsării nu există lipire. Nu există unitate de săvârșit. E adevărat că au venit duminică și au zis, frate, fă ceva pentru noi joi am băgat dosarul de divorț. Și stând de vorbă cu ei și discutând cu fratele păstor cu care facem consiliere, de fapt, el avea un bilicul netăiat la 36 de ani și stătea mai mult cu mama lui decât cu soția lui. Era 11 jumate noaptea. Mă duc să văd ce face mami. Las-o mă pe maică ta, are ta, are soțul e grijă de ea. Tu ai grijă de nevastă-ta. Dragilor, Oricât de mămoși ați fi, dragi băieți, nu uitați că aveți lângă dumneavoastră un crim, o soție. Principiul acesta al lăsării nu înseamnă nici de cum abandon, nu înseamnă părăsire, nu înseamnă despărțire, nu înseamnă că puneți uh, uh, marele zid al Berlinului sau chinezesc între voi. Nu, ci din potrivă. De aceea va lăsa bărbatul bărbatul va ieși de sub aria de autoritate a tatălui său și își va crea propriul teritoriu propria arie de autoritate, iar femeia iese de sub autoritatea bărbat, tatălui ei și a mamei ei și intră într-o altă arie, intră într-un alt ogor, în ogorul de autoritate al bărbatului ei. Știți ce faceți dumneavoastră, dragi mame soacre, în momentul în care vă băgați lingura de lemn în borșul copiilor dumneavoastră? Îi nenorociți! Sfidați teritoriul acelui bărbat, intrați în autoritatea lui și distrugeți autoritatea. Iar un cămin care are un bărbat fără autoritate este sortit pieirii eșecului. Și stați și plângeți în pumn pe la ușele tribunalilor, încercând să împăcați. O, nu! S-ar putea, s-ar prea putea ca și dumneavoastră să fi, să fi contribuit într-un mod activ și destructiv la distrugerea acelei căsătorii. Principiul lăsării. lăsați în pace, frate Ghiță, și sora Sabina, vă veți duce spre casă, vă veți uita unii la alții și veți zice, nu mai avem fata, probabil că va zice sora Sabina, nu mai vine din seara acasă. Frate Ghița, imediat să-i spuneți, slavă Domnului, că Dumnezeu i-a dat stăpân, i-a dat un bărbat care să o iubească, i-a dat o, o familie, i-a dat un, un habitat. Eram, avea copilul, nu știu, 3-4 ani de zile, e un fenomen copilul ăsta. Mi-am uitat Biblia într-o una într -o dintre mașini și i-am luat-o pe-a lui dimineață și uh, ne ducem și tot, hai acasă, hai acasă, hai acasă. Dar bine, ne-am dus acasă. Când ajunge el acasă, deschide ușa, inspira adânc aer și umple plămânii cu oxigen și zice dintr-o dată, în sfârșit am ajuns în habitatul meu natural. <laughs> Așa drăguț a fost. Lăsați-le habitatul lor natural. Lăsați-le domeniul lor. Măi, da, zice dar în casa noastră, domnule. Apropo, dumneavoastră, cei care stați împreună cu uh, părinții socrii, pe undeva vă compătimesc. Eu nu am stat. Uh, -a, am preferat să stau în chirie pentru că îmi respect prea mult uh, socrii. Uh, atât de mult încât nu vreau să-i calc pe ștaif în fiecare zi. Dar vreau să știți un lucru. Dacă au o cămăruță a lor Dragă mamă soacă, lasă prințesa să fie prințesă în cămăruța ei. Tu ești regină pe tot habitatul. Lasă-i cămăruța ei, nu te duce să schimbi culoarea la lavabil și în cămăruța ei. Păi da, dar voi stați cu noi, contribuiți aici la cheltuieli. Înțeleg vremea, înțeleg totul. Dar până a invada, până a tâlhări, vorba fratelui Cristian Ionescu, spațiul celuilalt Nu tâlhăriți familia tânără, vezi, doamne, acoperindu-vă frustrările dumneavoastră Că ați avut o căznicie probabil nefericită și încercați pe undeva să invadați Într-un domeniu care nu este al dumneavoastră Dragă Daniel, îți zic ție, dar să mă audă toți bărbați Va trebui să lași și hobby tale ca de exemplu, dar nu să discut asta, este de prost gust ce fac eu acum, dar mi-asum. Cel mai plictisitor hobby mi se pare pescuit. Acum nu vreau să intru în conflict cu bengalezii, sau cum le zice ăștia care pescuiesc pe bega. Ok, uh, și să, să nu, nu intru în detalii. Am și eu hobby meu, eu am motocicletă. Săptămâna asta am făcut 500 de kilometri cu motocicleta. E adevărat, îmi vei spune, e periculos. Acum încearcă să faci cumva hobby să fie comun. I-am zis soție, hai iubita să te duc, eu nu mă urc pe așa ceva. Acum, încet, încet, după vreo 10 ani de zile, am reușit să o duc vreo 2 km. Și a zis, să știi că îmi place, când mergem până la șiria, am zis eu, o, e prea departe. Bun, o să încerc data viitoare, câte 5 km așa, obiectivul meu ca în următorii 10 ani de zile, să reușesc să fac cu ea Transfăgărășanu, credeți-mă. Dar nu pot duce cu forța. Motocicleta nu are centură de siguranță. Singura siguranță sunt eu, să ține de mine. Dacă vine cu drag, mă ține în brațe. Dacă nu vine cu drag, va trebui să stea acasă. Încercați hobby să aibă ceva comun în ele. Pentru că întâlnesc familii, vin la noi. Frate, zice, parcă s-a căsătorit cu mașina mai mult în garaj decât în casă. Măi, oameni buni, lasă hobby-ul, lasă prietenii. De astăzi înainte, dragă Daniel, vai ce ceaspo aș fi fost cu tine dacă erai cu fața spre mine, dar n-am cum, că și nici nu văd reacția ta. Principiul lăsării în pace, dragi părinți, lăsați în pace. Al doilea principiu și apoi al treilea și închei. Principiul alipirii. Dacă reușim aici la capitolul lăsării, la capitolul despărțirii, la capitolul întocmirii noului domeniu de autoritate, noului habitat, vreau să știți că următorul principiu este foarte ușor de instaurat. De ce? Pentru că alipirea. Eu, soția mea, să înțelege cel mai bine cu mama soacră, se întâlnește o dată pe an, pentru că e departe, eu sunt din Moldova, m-am născut în Onești, stau aici, părinții soției mele sunt la 5 km de noi, ne rugăm de ei să mai vină la noi, adică ne înțelegem bine, dar vreau să știți, ne apropiem și noi de 15 ani de zile de căsătorie, ne avem unul pe altul. N-am putut să lăsăm copiii niciodată cu nimeni. Peste tot. Zeci de mii de kilometri au copiii ăștia la bord. Zeci de mii de kilometri. Dacă îi pui pe card vertical, au foarte mulți kilometri. Dar știți ce mă bucur? Că i-am avut la pieptuțul nostru tot timpul. Noi am învățat să vorbească, noi am învățat să bea apă, cinstit, să dea bună ziua, îți după noi peste tot. Noi și ei, eu și soția. Este atât de frumoasă viața. Alipirea aceasta este extraordinară când ești lăsat în pace. Dragi cumnați și cumnate, ce treabă aveți voi să vă dați cu părerea? O, nu, că pentru Daniel se potrivea nu știu cine, că pentru Cristina. Dar stați un pic, dragi neamuri. E un duh de neamuri aici care își bagă nasul să dea ei cu părerea că Ioan Botezătorul trebuia să se cheme altfel, că trebuia să se cheme Zaharia, că așa-l cheamă pe taică -sul. Dar ia lăsați-vă dumneavoastră și vedeți-vă de casa dumneavoastră. Și Domnul să vă binecuvinteze acolo. Că tare bine vă stă să vă vedeți de supa dumneavoastră ardelenească. Nu va fi alipire desăvârșită până nu este o despărțire desăvârșită. De aceea va lăsa bărbatul. De femeie nu mai spune nimic că e de la sine înțeles. Că își va lăsa casa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Va avea numele ei, se va numi Cristina, Uh, și cum am zis aici, Grigoraș, da? Deci, frumos nume, frumos nume am avut, frumos nume are în continuare. Dragi părinți, nu intrați niciodată neanunțați pe domeniul de autoritate al lui Daniel. Nici măcar dumneavoastră, dragă soră Dorina. Că n-am zis nimic de dumneavoastră și de fratele Ioan. Dar și dumneavoastră jucați un rol important. Să știți, nu intrați neanunțați, trimiteți un SMS, dragii mei, sunteți disponibili, nu toată ziua bună, ziua, dă cu poarta încolo, dă cu poarta încolo, că eu sunt maică ta. Nu, ești doamna mai, sa, are o doamnă, uh, uh, decid împreună când să veniți, uh, anunțați-vă vizita și nu dați buzna în viața acestor copii. Nu le tâlhăriți intimitatea, că nu le faceți altceva decât să îi nu-i dezlipiți, lăsați-i lipiți. Și ultimul principiu și închei. Am zis de mai multe ori, chiar de când am început, am zis că închei. Să nu mă acuze cineva că am zis de trei ori că închei. Am zis de la început că închei și am zis de la mijloc că închei. Și acum când voi încheia, vor fi un singur trup. Dragă Daniel și dragă Cristina, dacă mi-ar fi spus și mie cineva la vremea potrivită lucrul ăsta, Auziți aici, ei vor fi un singur trup. Știți ce mi-arată aici? Un proces nedesăvârșit în devenire. Vor fi, vor deveni un singur trup. Noi avem 15 ani de zile de când lucrăm și sper, obiectivul meu, eu am, am fost pe zona reală, matematică, fizică, chimie, am dat bacalaureat, am luat cea mai mare notă și mi-a plăcut să mă organizez. Și după calculele mele, în următorii 15 ani de zile, am speranța că vom deveni un singur trup. Căsătoria este un dat brut pe care îl primim acum în ziua anunții și intră într-un proces de desăvârșire până la 70, 80, 90, 100 de ani. Și vine după 5 ani de zile și zice, nepotrivire de caracter. Păi stai măi, că numai ce ați pus dinții din cutia de viteză, numai ce ați potrivit uh, 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 fuzetele acelea care sunt acolo, zic și eu acum termeni, da? Uh, uh, acum urmează, dar ce? Dar de 5 ani tot aștept. Stai, că mai ai de așteptat încă 50 de ani. Și la 60 de ani de căsătorie, pe când am devenit desăvârșiți, murim. Că zice Dumnezeu, acum să nu se obișnuiască și în sfârșit murim. Adică toată viața învățăm. Ieri am avut o conferință de familii și probabil că sunt un pic încărcat energetic de acolo. Ce înseamnă că vor fi un singur trup? Unire, unitate și unicitate. Ce înseamnă unire? Aceeași casă, același nume, în fond era poezia. Ce fac femeile pe lume? Nimic măreț, nimic nu știu ce întâmplător. Își schimbă după ele drum și nume, pun lucrurile iar la locul lor. Să ascultați, să, să ascultați poezia aceasta repetabilă la povară. Același portofel. Ai frate, stai că intri pe un domeniu. Dragilor, dacă vreți să vă fie bine. Soția s-a ocupat de facturi o parte, mare parte, și am zis la un moment dat, vreau să-ți mai iau și eu din responsabilități, mă ocup eu de facturi. De vreo trei ore era să ne taie curent. Preaviz după preaviz. Am zis, iubita, fac eu altceva, orice vrei tu, dă-mi altceva, ceva ce să poate scrie pe hârtie și să rezolvă în aceeași zi. Dar lucruri de perspectivă și de programare, ocupă-te tu. N-am mai primit niciun preaviz de ani de zile. Înțelegeți? Portofelul este foarte bine să fie la nevastă când zice că trebuie să renoveze, că vrem să renovăm baia. Și te apuci de treabă și zici, vezi că mă duc până la bunii. Pe iubita, dar stai un pic. Am zis că renovăm baia. Ideile întotdeauna sunt ale ei. Știți ce zice proverbe capitolul 31? Ea își zidește casa. Casa este a ei, nu a noastră. Ia stă mai mult în ea, noi numai plecați. Mai mult zice, bărbatul ei, dragă Cristina, Daniel e al tău, bărbatul ei o laudă la porți și copiii ei, și copiii sunt ai ei. De aceea, cel mai mare bine pe care îl poți face copilului tău este să-iubești mama. Amin. Dragilor, unirea înseamnă unificare și doar prin iubire. Cristina dragă și Daniel dragă. Să facă bunul Dumnezeu și cred că așa este, ca iubirea și numai iubirea să vă unească și nu un alt Interes 2. Dacă vorbim de iubire, de unire, vorbim de unitate. Aici face trimitere la scop, face trimitere la planuri, la proiecte, la principii comune, că sunt oameni care sunt uniți. Care, care ei s-au unit, s-au căsătorit, dar nu pot să se înțeleagă la planuri, la proiecte, unul hăi, unul cea, unul într-o direcție, unul în alta. Dragă Daniel și dragă Cristina, Dumnezeu din cer să vă ajute să vă armonizați și să vă uniți, să fiți una în Duh, în, în toate planurile voastre și unicitate. Știți ce înseamnă asta? Specific, nu vă comparați niciodată cu nimeni. Soția mea e soția mea. Binecuvântarea mea de la Dumnezeu e binecuvântarea mea. Dumnezeu dă diferit, diferențiat, altfel, fiecăruia în parte. Altul are o moștenire, o casă, un apartament, altul muncește pe brânci să-și-l facă. Nu vă comparați între voi. Fiecare familie are unicitatea ei, are specificul ei, are farmecul ei, fiecăruia Dumnezeu îi dă. În parte unicitate mai înseamnă și exclusivitate, exclusivitate, monogamie. Adică, dragă Daniel, nu uita, toată viața ta vei vedea foarte mult spin, foarte mulți trandafiri. Dar strecoară-te printre acești trandafiri și printre acești spini, să nu cumva să te zgârii și mergi în viteză mare spre casă, că acolo te așteaptă crinul tău. Cele mai multe radare le-am luat în drum spre casă. Din păcate am întâlnit bărbați care cele mai multe radarele le-au luat pornind de acasă spre destinație cu scârții de roți. Asta sugerează ceva, că nu prea sunt fericiți în casa, în casa lor. Dragă Cristina, te vei strecura printre copaci, nu te lăsa zgâriată, nu te lăsa împiedicată de crengile uscate din pădure, ci să fii țintă spre mărul tău, spre Danielul tău, pe care Dumnezeu ți l-a dat. Dragilor, în încheiere, nu uitați, cele trei teze ale familiei: Dumnezeu a inițiat familia, ajutorul venit de la Dumnezeu este perfect potrivit pentru mine și pentru tine, și dacă e așa, mulțumește! Mulțumește lui Dumnezeu! Primul principiu, principiul lăsării, băiatul să lase casa tatălui său și a mamei sale, să se ocupe, să investească în casa lui, în teritoriul lui de autoritate părinții să-și lase copiii în pace și în felul acesta vor fi fericiți. Apoi, al doilea principiu este principiul alipirii, cei doi vor fi un singur trup, de aici rezultă copiii. Nicăieri în Biblie nu ne promite Dumnezeu că ne va da copii. Păi frate, dar uite ce a promis promisare, că la anul pe vremea asta, dar nu luați o promisiune din Vechiul Testament, faceți din ea teologie personală și adunați frustrări toată viața că nu se împlinește o promisiune a făcută sare. Dar unde ți-a făcut Dumnezeu? Unde mi-a făcut mie Dumnezeu promisiune când vă da copilași? Copiii sunt o moștenire, un dar de la Dumnezeu, unul dintre milioanele de daruri. Dragi doamne, care nu aveți copilași? Nu sunteți mai puțin, Doamne. Dumnezeu vă onorat și Dumnezeu v-a binecuvântat cu altfel de daruri. Domnul să vă binecuvinteze și principiul acesta al ei vor fi un singur trup. Un singur trup. Lăsați-i singuri. Am o cadou pentru voi, reperele iubirii. Nu prea mai avem repere. Și vai nouă dacă reperele noastre sunt doar telenovelele turcești sau sud sudamericane. Reperele noastre de iubire. Probabil că vă zice Daniel, da, dar nu prea am văzut Andrețe la tata, la mama. Probabil că vă zice Cristina, nu zice. Să vă iubiți bărbaților, nevestele, cum și-a iubit Hristos biserica. Cine e modelul meu? Iisus Hristos. Domnul să vă binecuvinteze pe toți și să aveți familii fericite și când va suna trâmbița cu toții, să mergem la nunta din Împărăția lui Dumnezeu. Amin.